Asociația OncoHelp a lansat un nou proiect prin care asigură transport gratuit pacienților din Arad care urmează un program de radioterapie la Centrul Oncologic OncoHelp Timișoara. Acest serviciu vine în sprijinul celor care se confruntă cu efectele secundare ale tratamentului, precum oboseală, greață și dificultăți de concentrare și care nu sunt în măsură să conducă după ședințele de radioterapie. Pentru a facilita accesul la tratament, Asociația OncoHelp a pus la dispoziție un microbus cu 20 de locuri, care transportă pacienții din Arad și localitățile Limitrofe către Timișoara și înapoi. Transportul este asigurat zilnic, de luni până vineri, pe toată durata tratamentului. Profesorul dr. Șerban Negru, managerul centrului, a subliniat importanța acestui serviciu pentru pacienți, accentuând beneficiile emoționale și fizice de a fi acasă, alături de familie, după tratament. Ne dorim ca pacienții noștri să se concentreze exclusiv pe recuperare, fiind sprijiniți moral și emoțional de cei dragi, Adică declarat Dr. Negru. De asemenea, Valeriu Boruga, managerul general al Asociației OncoHelp, a menționat că acest proiect este parte din eforturile continue de a oferi un mediu de tratament cât mai suportiv și accesibil pentru pacienți. Pentru viitor, Asociația OncoHelp intenționează să extindă acest program prin achiziționarea de noi mijloace de transport și stabilirea unor trasee suplimentare în funcție de necesitățile pacienților.